în limitele reglementării actuale, dar în fine, nu vreau să abordez acum aceste chestii. Ce știu să, da, da, să mă. Mai sunt o dată provocat. Da. Eu cred că două dintre chestiunile puse acum sunt într-adevăr extrem de importante și i-aș ruga pe cei care se ocupă de programele ISF-ului să introducă cât mai repede o dezbatere despre fiscalitate în România. Da. Pentru că mi se pare că asta este dimensiunea esențială a e adevărat că dreapta trebuie să aibă și compasiune, dar mai întâi compasiunea trebuie să se manifeste față de cei care produc. Compasiunea, deci, are o dublă dimensiune de partea asta. Compasiunea față de cei care produc și asta se manifestă prin cenzura autorităților care iau banii din contractelor care produc. Deci asta este esențială pentru care. Deci trebuie să avem compasiune, în primul rând, față de cei care produc. Pentru că aceea, după aceea, ne permit să avem compasiune față de cei care nu produc, față de cei care sunt marginali, față de cei care nu au șansă și așa mai departe. Dacă nu avem compasiune față de cei care produc, sursa compasiunii pentru ceilalți se diminuează dramatic și dispare. Deci chestiunea asta a fiscalității ar trebui să ne preocupe în cadrul Institutului și poate că, dincolo de o dezbatere pe tema asta, ar trebui să ne gândim la un program serios, făcut cu specialiști, să elaborăm o politică publică în materia fiscalității coerentă, pe care o susținem în mod consecvent de aici înainte. O sugerăm partidului nostru și în măsura în care partidul nu se însușește, să fim chiar critici față de partidul. Ca să văd dacă nu are deja. Eu cred că dincolo de nivelul empiric al unei asemenea politice, nevoie de o elaborare foarte serioasă. Era puțin malițios. Da. Malițiile sunt binevenite atunci când izvorăți în bună credință și n-am nici îndoială. Noi aici suntem de binevenit. După cum, ceea ce eu pot să spun e că una dintre calitățile pe care eu ca un politic este și aceea de a ști să rezici la malițe, de orice fel ar fi și de orice fel ar și mai ales din partea prietenii. Asta este prima chestie. A doua chestiune este cea legată de justiție. Aș vrea de asemenea să vedem o dezbatere despre comunicarea dintre puterile state. Pentru că eu am sentimentul că în ultimul timp, din ce în ce mai mult, fiecare putere se baricadează în propriile rețete și de acolo are două atitudini. Cum se atace pe ceilalți sau cum să se apere împotriva celor. Este extrem de periculos pentru statul de drept în România. Poate că dumneavoastră mai auziți vorbe spuse pe aici și pe acolo, dar eu aud cum vorbesc magistrații despre guvernanți și cum vorbesc guvernanții despre magistrați. Mi-e greu să spun ce mă sperie cel mai tare. Dar, în orice caz, mă sperie și una așa. Și dacă nu vom găsi canale de comunicare între puterile statului, va fi foarte dificil să facem să funcționeze statul de drept în România. Nu mai vorbesc de ce să spune despre puterea Parlamentului, despre puterea legislativă. Chestiunea asta e deja mult prea cunoscută. Mulțumesc, dumneavoastră ați fost La capitolul conflict, avem acum cazul Jean, unde Constituția pune ceva, iar regulamentul făcut de către parlamentari spune că nu se poate. Da. Cum veți face în viitoarea Constituție ca să nu se mai întâmple lucruri de astea? Regulamente făcute de instituții particulare să vină contrar unor legi organice sau Constituției? Da, acum se întâmplă ceva special din 2005 încoace, pentru că așa cum vă amintiți, din 2005 a început această
istorie care e de fapt o istorie a distribuirii puterii. Ea nu este, acceptată tacit ca o regulă, cum se întâmplă de pildă în Bundestag, unde, în mod tradițional, opoziția are șefia comisiilor importante, nu știu, a comisiilor de anumite și așa mai departe. Acolo e regulă. Aici nu s-a întâmplat așa, deci nu e o regulă tacită asumată de actori, potrivit căreia, dacă ajungi să ai guvernul, opoziția are Comisia de Finanțe, Comisia de Dezvoltare, habar n-am ce comisii parlamentare ale fiecare. Aici s-a ajuns pentru că s-au suprapus, de fapt, cum știți, în 2005, mă, la sfârșitul 2004, s-au suprapus, de fapt, două majorități. A fost mai întâi majoritatea care a dus la conducerea lui, la alegerea lui Joan, lui Năstase și respectiv Nicolae Văcăroiu la șefia Camerilor și până a fost majoritatea care a dus la învestirea guvernului. Prin trecerea Partidului Conservator Umanist atunci, dintr-o barcă într-alta. Nu? Și s-a ajuns ca la sfârșitul mandatului respectivelor camere una dintre președinții să fie în continuare asigurată de un PSD, și anume de Văcăroiu. În timp ce, după schimbarea lui Năstase de la șefia PSD, s-a schimbat șefia respectivei camere. Acum nu se mai întâmplă așa, deci dacă s-ar fi repetat scenariul din legislatura trecută, debarcarea președintei PSD ar fi dus la schimbare. La schimbarea șefiei camerei respective, în cazul ăsta Senat. Pentru că altfel, cei doi președinți ai camerelor sunt acum rezultatul negocierii făcute în 2008, după alegerile din 2008, potrivit căreia guvernul fiind PSD, PDL, un partid a luat o cameră și cealaltă a luat altă cameră. Deci n-a mai funcționat ca în 2005 acest sistem al dublei majorități, nu știu cum se spune. Da? A fost o majoritate, dar între timp, după alegerile prezidențiale, s-a schimbat componența guvernului. Acum, eu cred că aici este o chestiune de onoare. Asta e. Eu cred că onoarea, cum sugera și domnul Stoica în privința maliției, onoarea face parte din politic. Și mi se pare că este un gest de onoare că atunci când pierzi șefia unui partid care te-a dus la șefia unei camere, e firesc să să tragi consecințele. Așa mi se pare că funcționează onoarea, nu? Pe de altă parte, e și ceva contradictoriu în toată această istorie, pentru că vedeți, PSD se întrunește astăzi și spune Joana nu mai e bun de președinte al partidului, după care la 3 zile spune Joana e bun de președintele Senatului. Deci, Senatul e ceva mai puțin decât PSD-ul, nu? E ceva la nivelul lui Luciană, pe care l-au refuzat ca președinte. Asta înseamnă o anumită privire asupra instituției parlamentare. Asta înseamnă, spune, Senatul e bun. Nu e bun de PSD. PSD e mai important decât Senat. E aici ceva care nu e regulă, pentru că o instituție parlamentară nu poate fi ceva pus sub un partid politic. Nu există, nu e acceptat de la ierarhie de acest fel. Pe de altă parte, nu e în regulă nici forțarea legii. Vă spun foarte, foarte clar. Nu mă simt comod cu interpretarea acestei legi. Totul vine din această suprapunere parțială a calendarelor electorale. Totul vine din această absență a sentiment de onoare. Totul vine din această judecată pe care nu o îmbrățișez. Și anume judecata că o persoană nu e bună să conducă un partid, dar e bună să conducă un senat. Nu, nimic din lucrurile astea nu sună bine.